Bună leu și bine ai venit la citirea ta pentru luna martie. Dragii mei lei, această citire este valabilă atât pentru cei din zodia leu, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul leului. Iar dacă sunteți interesați de cineva cu aspecte marcante pe leu, sunteți bineveniți la această citire. Dragii mei, lei este o citire generală în care voi extrage o carte oracol, iar apoi voi analiza fiecare domeniu din viața voastră, de la modul de gândire, zona banilor, persoanele cu care voi intrați în contact, familie, casă, prieteni, iubire, muncă, sănătate, contracte, asocieri, parteneriate, transformări care apar, studii în alte, străinătate, cariera voastră, dușmani ascunși, tot ce se poate analiza psihicul vostru iarăși. Dacă citirea vi se potrivește, vă aștept cu drag la partea a doua în comunitatea acestui canal unde aveți acces la niște mesaje bonus, unde vom clarifica anumite domenii de viață, cum ar fi banii, iubirea, depinde cum, cum o să fie analiza voastră, dar pentru a avea acces la partea a doua e nevoie să vă alăturați acestui canal, să apăsați butonul alătură-te lângă abonează-te și să achiziționați acel abonament de care aveți acces o lună întreagă pentru toate zodiile și pentru filmările care apar în fiecare săptămână, filmările toate pentru luna martie. De asemenea, dragii mei lei, veți avea acces la filmările pentru anul 2022 și abonamentul este o sumă simbolică, undeva la 7 euro. Pentru cei care sunteți plecați în afară, pentru cei care sunteți în România, abonamentul este undeva la 20 de lei pe lună și pe care îl puteți opri oricând. Așa că vă invit cu drag în comunitate pentru acces la citiri bonus și așa am susține și mie activitatea pentru că, repet, este o sumă simbolică. Hai să vedem, dragii mei lei, o carte de oracol și mesajul pentru voi din partea cărților oracol este revelarea sinelui divin nemuritor. O lună martie în care să știți că și voi treceți prin niște transformări profunde, începând cu data de 2, martie, atunci când o să fie o lună nouă în semnul peștilor și e o lună nouă dragilei care. Pur și simplu vă oferă un moment de sclipire, vă oferă un moment în care vă dați seama de anumite lucruri importante din viața voastră și din acel moment lucrurile încep foarte mult să se transforme în viața voastră pe tot ce ține de bani de spiritualitate, tot ce ține de zona asta începe să ai vei transformări și posibil să fie o transformare foarte mare și pentru psihicul vostru și pentru gândirea voastră. O să vorbim la momentul respectiv. De asemenea, numărul 2, numărul 9, 11, 29, numere foarte importante pentru voi în această lună martie, pot fi date importante, pot fi zile, pot fi ore, pot fi de asemenea, dragilei, momente în care e bine să vă ghidați după aceste numere, deoarece este o lună în care puteți să aveți tot felul de sclipiri, tot felul de idei geniale care să vă ajute să rezolvați diferite probleme. Comunicarea este foarte importantă la voi în această lună martie. Culoarea albastru, culoarea galben, culori pe care e bine să le purtați, e bine să vă orientați după ele și Arhanghelul Jofiel este cel care vă ghidează, cel care vă oferă un dar și vă spune așa Revelarea frumuseților dumnezeiești este tangentă cu calea iubirii, a adevărului, a trezirii sufletului și a revelării sinelui divin nemuritor. Foarte frumos! Deci, dragi lei, este o lună martie în care o să înțelegeți cu adevărat ce înseamnă iubirea, ce înseamnă sacrificiul și posibil că cei mai mulți dintre voi poate, eu știu, să faceți tot felul de schimbări în viața voastră Care pot ține de felul în care arătați, care pot ține de cariera voastră, care pot ține de contractele, de persoanele cu care voi intrați în contact Și e un moment în care o să vă dați seama că așa cum este planul fizic, așa este și planul energetic și planul spiritual Dacă suntem bine aici din punct de vedere fizic cu siguranță și spiritual lucrurile sunt ok. Bun, dragii mei, mergem mai departe și acum voi extrage 12 cărți, pe o carte pentru fiecare domeniu de viață. Voi extrage 12 cărți de acolo de unde sunt eu ghidată. Au vrut două deodată. Avem 12 cărți, și, dragii mei, Lei, energia generală pentru voi în luna martie este nouă de spate. Nu mă miră, pentru că este o lună în care o să fiți destul de intens aspectați. O lună în care o să vă faceți tot felul de iluzii și voi dar e un moment în care aveți ocazia să vindecați, un moment în care aveți ocazia să rezolvați anumite probleme extrem de profunde, un moment în care poate se cere de la voi, dragilei, să vă asumați anumite responsabilități pe care le aveți. Eu știu, poate e un moment în care e bine să învățați să fiți ceva mai maleabili. Nu uitați că soarele, astrul care vă guvernează pe voi, este în mare parte în zodia peștilor până pe 20 martie. Și atunci, de acolo, probabil vă faceți să fiți mai sensibili, mai profunzi, mai. Uh, Spirituali, poate chiar o să vă facă să fiți și destul de stresați, pentru că nu vreau să vă dați seama cu adevărat, cam cum este realitatea. Mai ales pe data de 13 martie, când soarele astrul care vă guvernează pe voi face o conjuncție cu Neptun. Și atunci e un moment în care e posibil să vă faceți tot felul de gânduri să se amplifice așa tot felul de. Situații, dar în egală măsură e un moment în care aveți ocazia. Să faceți rost de niște informații foarte prețioase care țin de zona aceasta spirituală, care țin de zona transformărilor, poate printr-un vis, prin niște lucruri care se întâmplă într-un mod aparte în, în jurul acestei date. După 20 martie, soarele o să intre în berbec și de acolo lucrurile se mai eliberează. E ca și cum acum apar transformările și. Uh, ulterior o să și treceți la treabă. Ulterior o să și aveți ocazia să învățați idei noi, să în practică, să aveți o creativitate, știu eu, poate mai specială, mai aparte. Și poate e un moment în care atunci puteți să luați o atitudine de lider. E ca și cum acum vă pregătiți da, în această lună martie, cel puțin în prima parte. Bun, hai să vedem exact despre ce este vorba pe fiecare domeniu de viață. O să vă rog să stați alături de mine până la capăt, deoarece anumite domenii de viață se leagă între ele. Da? Acum ar fi zona banilor cu locul de muncă, nu știu, cariera, contractele, asocierile, înțelegerile pe care le faceți, iubirea cu familia, cu prietenii, așa că stați alături până la capăt pentru că vă voi oferi informații pe parcursul citirii. Și pentru cei care vreți informații suplimentare, da? vă aștept cu drag în partea a doua. Partea bons. Prima casă astrologică. Prima casă astrologică vorbește despre modul vostru de gândire, da? Și aici aveți cinciul de băte. Și așa cum vă spuneam și la început, este o lună în care posibil să fiți ușor contrariați, chiar să aveți tot felul de discuții în contradictoriu cu persoanele apropiate vouă cu ceilalți în general și este o lună în care o să fiți ușor mai agitați. Probabil nici voi nu o să știți exact ce vreți, unde vreți, o să fiți ușor confuzi, Repet, soarele acolo în, în pești nu se simte foarte bine și atunci e un moment în care posibil să fiți ușor mai bulversați, să nu știți foarte bine ce vreți. Cinciul ăsta de bâte mai înseamnă și o senzație de gelozie sau de concurență pe care e posibil să o simțiți. Dar acest aspect, repet, poate veni și din niște iluzii, dar pentru alții lei v-am spus, pentru cei care sunteți ușor cu picioarele pe pământ, În un moment în care aveți și oportunități speciale. Posibil să apară o concurență, știu eu, la locul de muncă, să se producă o transformare mare, iarăși, pe zona sănătății și pe zona locului de muncă și posibil ca de atunci lucrurile să, nu știu, să fie ușor agitate pentru voi. Soarele astrul vostru iarăși o să facă o conjuncție cu luna, luna din pești, da? de pe data de 2 martie și atunci iarăși un moment în care puteți să aveți o revelație, un moment în care puteți să vă dați seama de anumite lucruri extrem de profunde, dar uh, s-ar cere foarte, foarte mult de la voi să încercați să luați doar partea pozitivă și să nu vă lăsați conduși în eroare de orgoliu sau eu știu de alte, de alte lucruri. Bun, mergem mai departe, casa a doua, casa banilor și aici aveți un șapte de monede. Văd aici că așteptați niște bani în această lună, așteptați să crească un proiect, așteptați să vă vină niște bani și pentru unii lei să știți că e un moment aici în care pe data de 18 martie o să se petreacă o lună plină da, pe casa a doua, care la voi este în fecioară și atunci și e un moment mai special pentru voi, un moment în care e posibil să aveți ocazia să urcați undeva sus, un moment în care unii lei chiar vă concentrați pe ceva cu totul și cu totul special, cu totul și cu totul aparte. Chiar discutăm despre un, despre un moment în care poate ați început voi ceva prin septembrie, ca să spun, și acum, abia acum, culegeți roadele. Însă, ideea este că toată această poveste o să intre puțin în, în conflict cu modul vostru de gândire. Aveți grijă pe zona aceasta iluziilor. Luna aceasta, plină în fecioară, pur și simplu vrea să vă coboare puțin cu picioarele pe pământ. Pentru că vă activează o axa banilor, 2 opt Pentru cei care știți astrologie, da mai dau aceste detalii. Sau pentru cei care vreți să mai prindeți câte ceva, să mai învățați câte ceva. A, bun. Și atunci ai un moment în care, repet, se cere de la voi să coborâți puțin cu picioarele pe pământ poate să fiți mai atenți la anumite detalii, la cum anume cheltuiți banii, la cum anume i-ați cheltuit da? de atunci până acum, acum ați investit, în ce ați investit, dacă a fost bine, dacă n-a fost bine, iar și pentru alți lei. De asemenea, Mercur, planeta care guvernează casa voastră a doua, să știți că Intră în pești, da, pe la începutul lunii martie și de acolo, da, o să fac, o să vă dea tot felul de idei, poate chiar o să vă amețească puțin de cap atunci când vine vorba de a investi, de a uh, negocia, știu eu și pentru unii dintre voi să știți că este un moment în care iarăși tot ce ține de planul vostru spiritual iarăși ar putea să intre puțin în conflict cu zona aceasta a banilor și spun acest lucru pentru că Mercur, planeta care guvernează casa banilor la voi, o să facă o conjuncție cu Jupiter din Pești pe 21 martie. Tot bine și tot frumos, Jupiter e adevărat, e marele benefic, dar Mercur nu prea se simte bine acolo în Pești și cam ne face să fim puțin mai emoțional decât de obicei, să nu vedem foarte clar lucrurile, să fim foarte Subiectiv să mai lăsăm de la noi, deci mare, mare atenție ce faceți în acea perioadă, ce negociați sau eu știu ce vi se propune și, de asemenea, pe data de 23 martie, Mercur, planeta care guvernează, repet la voi, casa banilor, face o conjuncție cu Neptun și Neptun, iarăși, adevărat, e planeta clar viziunii intuiției, dar asta nu înseamnă că vă și arată lucrurile clar, pentru că, repet, Mercur nu se simte bine în pești. Posibil să fie un moment în care uh, începeți să faceți niște transformări extrem de mari. Transformări care vă pot uh, ajuta destul de mult, dar nu uh, în acest moment. Da? Aveți grijă în ce investiți sau ce faceți, pentru că. Ori lucrurile se mișcă mai greu, ori nu vi se spun toate detaliile, ceva aici se întâmplă da, la voi și posibil din acest punct de vedere să fiți puși ușor în așteptare. Unii poate așteptați o sumă de bani, poate aveți niște venituri pasive și atunci posibil de aici să, să vină mai mulți bani, ca să spun așa. Casa a treia, anturajul vostru, persoanele cu care voi intrați în contact, modul de comunicare, tot ce ține de drumurile voastre scurte și aici aveți un patru de spade. Probabil vă mai odihniți, vă mai relaxați împreună cu persoanele dragi vouă, poate chiar e o lună martie în care faceți tot felul de drumuri scurte pentru a vă relaxa, pentru a medita, pentru a sta în locuri care vă plac vouă și un moment în care mulți lei o să fiți așa foarte mult puși pe gânduri referitor la anumite persoane cu care voi intrați în contact. Casa 3 este în balanță la voi. Venus face o conjuncție cu Pluto undeva pe 3 martie. De casa a șasea. și atunci poate vă gândiți serios sau să vă asociați cu un prieten, cu o prietenă sau cu o persoană apropiată vouă pe zona aceasta, pe zona aceasta profesională sau unii lei posibil de mare atenție pe zona sănătății, dar la începutul lunii martie pentru cei mai mulți dintre voi. Pentru că e un moment în care, nu știu, parcă e, e ca și cum ați luat pauză de la viața voastră socioprofesională. Alții, e posibil, chiar să se producă o schimbare pe zona voastră de muncă și acest aspect să vă pun așa într-un moment de pauză, într-un moment în care um, poate stați și analizați să vedeți ce persoane v-ar putea ajuta sau ce persoane să păstrați, pentru că pentru unii lei poate fi ceva pozitiv, de ce nu? Mai departe, tot Venus care guvernează casa treia, să știți că face un careu cu Uranus. Da? Uranus care este în Taur și asta se petrece undeva pe 19 martie. E un moment aparte pentru voi în care să știți că nu știu, un contract, o asociere, o ceartă, o înțelegere, ceva ce aveți voi cu o persoană, da, cu care voi colaborați sau ați colaborat e vorba de o persoană foarte dezinvoltă, o persoană foarte autentică, feminină, dar e o persoană așa mai rece, mai mentală din fire, da, care ar putea iarăși să vă pună foarte mult pe gânduri. Să știți că mulți lei treceți printr-o perioadă extrem de profundă, de transformări, când vine vorba de carieră și de viața voastră publică, în general vorbind. Aici, adevărat, e vorba și de viața voastră privată, care începe ușor, ușor să simți să ai transformări, pentru că e normal atunci când se petrece o transformare într-un anumit domeniu, clar, se schimbă și prietenii, apar și schimbări în familie și pe dragoste și în toate părțile. Mai departe, casa a patra, dar aici pe casa a treia vă mai spun că e o perioadă în care v-ar prinde foarte bine tot felul de plimbări singuri sau împreună cu o persoană, plimbări în care să meditați, să analizați prin natură, prin parc în general, până la cumpărături și înapoi. Și iarăși este o lună martie în care cei mai mulți lei o să discutați foarte mult despre spiritualitate, o să despicați firul în patru efectiv. Pentru că Venus, planeta care guvernează această casă la voi, este învărsător și vărsătorul este o zodia cunoașterii și atunci un moment în care e e destul de bine aici pentru voi. Mai departe casa a patra, Cavalerul de spade. Casa a patra vorbește despre familie, despre casa unde puneți voi noaptea capul pe pernă, căminul vostru, trecutul vostru. Și aici apare un eveniment total neașteptat și nu mă miră. E un eveniment care pur și simplu vine așa contra vântului, contra curentului. Posibil chiar voi să fiți cei care luați o atitudine foarte fermă, dar pentru alții posibil să fie un moment în care lucrurile încep să se transforme, probabil în relația cu persoana iubită. Unii chiar să vă gândiți serios la un divorț, să vă gândiți serios la o căsătorie, alții cine știe, pentru că Venus și cu Marte fac o conjuncție cu Pluton în Capricorn la începutul lunii martie, da, pe 3. Și atunci e un moment aici mai special pentru voi în care ori lucrurile se rup, dar pe total neașteptate, ori lucrurile se încheagă depinde de cum a funcționat relația, mai ales din decembrie în coa. Din decembrie până uh, în martie, da, pisica e foarte activă, a venit să vă salute, v-am spus eu că trage la feline. Și de asemenea, dragilei, e un moment aici în care e ca și cum aveți tot felul de surprize pe zona casei, pe zona familiei, o să dăm extensii repet în partea a doua cu acest tarot și o să vedem exact despre ce este vorba mai departe casa 5 care este o casa a iubirii, a creativității, a copiilor și aici aveți un nouă de cupe. Văd o împlinire mare da? când vine vorba de iubirea voastră, o împlinire mare și o transformare profundă care se petrece. Acum, na, Jupiter, cel care guvernează la voi casa, casa 5 este în pești, da? pe casa 8 și atunci e normal să apară tot felul de transformări profunde aici, dar care vă aduc multă bucurie, multă împlinire. Pentru lei singuri aveți ocazia să cunoașteți o persoană, pentru lei care se află într-o relație aveți ocazia să clarificați lucrurile și văd aici o bucurie pe care o veți avea de la un copil sau de la o persoană mai tânără, de la o persoană care este ca un copil pentru voi, nu neapărat copilul biologic. Nu știu, un nepot, o nepoată, un prieten, o prietenă, o persoană apropiată vouă un proiect pe care îl aveți în desfășurare, iarăși va aduce foarte multă împlinire, mai ales din punct de vedere emoțional. Dar pentru unii lei e bine totuși să fiți, repet, cu picioarele pe pământ, pentru că Jupiter e adevărat, e marele benefic. Dar a voi e pe casa 8 și aici pe casa 8 va aduce tot felul de transformări extrem de profunde, adică pur și simplu amplifică tot. Un an în care probabil cei mai mulți lei o să-și schimbe viața la 180 de grade mai ales pe tot ce ține și de contracte, asocieri, parteneriate, că o să mai stea acolo și Saturn, marele profesor, deci ce vă ajută. Mai departe, dragilor, mergem pe casa a șasea, sănătate și loc de muncă, 10 de spade. Exact ce spuneam, exact ce spuneam. Ceva, o schimbare care se petrece și care poate avea legătură, dragi lei, cu sănătatea voastră. Și v-am spus undeva pe la începutul lunii martie. Da, pisica a ceva pe aici. Pe casa a șasea, dragi lei, aveți o conjuncție la începutul lunii tot v-am spus de ea, dar e puternică. N-am ce să fac e puternică pentru toate semnele zodiacale. Da? O conjuncție care are loc între. Venus, Marte și Pluto în capricorn. Și e ceva care o să vă schimbe destul de mult, da, e o decizie aici care se ia un moment de transformare. Probabil lucrurile au funcționat, banii au funcționat, ori pe zona locului de muncă, ori pe zona sănătății Acum e un moment aici în care lucrurile încep să capete o cu totul și cu totul altă formă Ceva care se încheie, ceva care începe, iar știu eu, pentru alții Mare atenție pe zona sănătății, dragilor Mare, mare atenție vă spun aici pentru că e o lună martie prin, în care o să treceți prin niște transformări profunde și de regulă atunci când nu înțelegem aceste transformări lucrurile somatizează așa că mare mare atenție din acest punct de vedere. La locul de muncă posibil să aflați de un final, orică cineva pleacă de la locul de muncă, ori pentru unii lei poate să fie vorba de o rupere de contract sau pentru alții Poate fi un moment în care voi vă dați demisia sau renunțați să lucrați undeva anume mai departe, casa șaptea, care este o casă a asocierilor, contractelor, parteneriatelor și aici aveți un as de cupe. Apare o noutate plăcută, vă spuneam că venus, planeta banilor și a iubirii intră pe casa voastră a șaptea. De asemenea, marte intră aici și este un moment aparte pentru voi în care. O să apară tot felul de noutăți care să vă schimbe ideea de carieră, contracte noi pe care le semnați, noi înțelegeri pe care le faceți, o noutate extrem de plăcută care apare, um, și o eliberare. Pentru unii lei, v-am spus, poate să fie vorba de un divorț, mai ales în zona în care relațiile nu prea, nu prea mergeau. Sau poate să fie vorba de o nouă persoană care vă intră în viață. Tot felul de șanse care apar în această lună martie pentru voi și pe care e bine să le vedeți, de e bine să le simțiți foarte, foarte intens. O noutate care poate apărea din zona studiilor înalte, a călătorilor îndepărtate, chiar ceva care poate viza cariera voastră, vizibilitatea voastră publică, este ceva, nu știu, care o să vă schimbe destul de mult modul în care sunteți voi percepuți de către ceilalți viața voastră publică o să fie foarte mult schimbată. Deci, repet, e ceva care poate avea legătură ori cu o carieră, ori cu zona voastră de muncă, ori poate chiar cu viața voastră personală, pentru că, repet, în casa voastră văd aici un eveniment total neașteptat. Mai departe, casa opta moarte, renaștere, transformare, vă spuneam eu că aici aveți multe planete în pești, este mercur, este soarele jupiter, este Neptun și aici aveți un valet de spade. Bun, dragi lei, este un moment în care o să fiți foarte, foarte curioși, să aflați tot felul de lucruri noi. O să fie un moment în care ceilalți, să știți că o să aibă o curiozitate foarte mare în ceea ce vă privește, mai ales că e un moment în care uh, posibil și voi să exprimați așa ca o doză de mister în fața celorlalți. Tot valetul ăsta de spade aici vă spune că poate fi o lună martie în care e foarte bine să analizați de mai multe ori propunerile care vi se fac să gândiți de două ori înainte să vorbiți. Pentru că, mă repet, Mercur este aici și face o conjuncție cu Jupiter în Pești pe 21 martie și o conjuncție cu Neptun pe 23 martie. Și atunci e un moment în care e bine să vă informați foarte, foarte mult și să vedeți lucrurile în profunzime, poate chiar să apelați la rațiune cine știe, poate chiar să cereți părerea unor, uh, asoci, nu știu, unor persoane cu care voi colaborați, părerea clienților, părerea uh, persoanelor cu care voi intrați în contact. O să fiți dorniți să experimentați tot felul de lucruri noi atunci când vine vorba de spiritualitate, dar încercați să nu luați lucrurile superficial și încercați să nu vă iluzionați. Da? Acest, acest avertisment l-am spus pentru aproape toate semnele zodiacale, pentru că, repet, mercur nu se simte foarte bine în pești și la voi este și pe o casă a transformărilor profunde, deci vă dați seama că e planeta comunicării a comerțului, a negocierilor, a banilor a a, a banilor, a a negocierilor. Am vrut să spun și e un moment în care lucrurile pot lua o cu totul și cu totul altă formă. Da? Casa nouă, studii în alte călătorii îndepărtate străinătate Relația voastră cu spiritualitatea, filozofia voastră de viață și aici aveți echilibrul. Da, e un moment în care lucrurile încep să se echilibreze. Probabil până pe 20 martie lucrurile vor fi ușor mai incerte pentru voi, o să fiți mai indeciși, mai uh, instabili, dar de pe 20 martie, odată cu soarele tăticul vostru care intră în berbec, o să vă ajute foarte mult și o să reușiți să găsiți o soluție la o problemă de vindecare. Poate chiar, eu știu, echilibrul aici vă poate spune că e un moment în care puteți să țintiți undeva înalt cu niște idei, cu modul vostru de a gândi, cu modul vostru în care vă exprimați. Poate chiar puteți să reușiți să găsiți o soluție la o problemă care ține de străinătate, de studii înalte, de spiritualitate, de ce nu, și posibil chiar să vi se propună ceva din această zonă, o propunere extrem de plăcută, aș spune eu, și care v-ar putea ajuta extrem de mult. Mercurul să intre aici, iarăși de pe 27 martie, deci iarăși vă ajută să comunicați, vă ajută să clarificați lucrurile. În prima parte a lunii martie mai, e mai mult așa, o tatonare de teren, e ca și cum nu știți nimic sigur, vă simțiți destul de instabil, dar apoi, dar repet, e un moment în care voi trebuie să conștientizați anumite lucruri pentru a face transformări. Nu uitați că pe casa voastră nouă o să intre și Jupiter în curând și în următoarea perioadă. Mă refer după martie încolo și atunci e un moment în care se amplifică toată această poveste. Casa 10 carieră, viață publică, trei de cupe. Ceilalți vă văd mai petrecăreți din fire, posibil chiar să vă asociați cu cineva sau să mergeți undeva la o petrecere sau la un eveniment care este public sau la care are acces mai multă lume Casa 10 este în taur la voi și aici e Uranus și cu nodul nord Deci un moment în care e bine să demonstrați celorlalți că vă bazați în primul rând pe voi Și atunci când vine vorba de viața voastră publică, de cariera voastră aici iarăși e bine să vă bazați în primul rând pe voi Și să mai lăsați puțin zona aceasta de casă în urmă, tot ce ține de familie, de trecut iarăși e bine să lăsați în urmă în moment în care pot apărea tot felul de surprize pe zona aceasta a carierei. De ce nu? Acum, guvernatoarea, ca să zice, Venus, vă spuneam eu că face prima dată o conjuncție cu Pluto în Capricorn, de casa 6, deci un moment de transformări, ceva se termină pe zona locului de muncă și, repet, mare atenție pe sănătate. Tot această Venus face o quadratură cu Uranus care este pe casa voastră a 10 și atunci vă poate da un, o surpriză, vă poate oferi un moment în care nu știu ceva se rupe, dar începe altceva nou, ceva mult mai benefic, ceva mult mai frumos, ceva care să vă ofere încredere, ceva care să vă ajute să ieșiți voi în prim plan, de ce nu? Poate e un moment în care e bine să vă axați puțin și pe zona aceasta financiară și pe zona aceasta practică a voastră Mai departe, casa 11, prieteni, grupuri de oameni, valetul de monede, noi persoane care apar în jurul vostru, să știți a noi persoane mai tinere, persoane care vor să învețe diferite lucruri, persoane care nu prea știu așa pe unde să meargă cei, cu, cei foarte mult cu viața lor, că, repet, Mercur care guvernează Casa 11 este în pești da? și v-am spus acolo că face conjuncții și posibil pe final de lună martie să vă intre în viață tot felul de persoane tinere sau să reintre, să reia legătura sau persoane neexperimentate, persoane care vor să practice ceva anume, persoane care învață ceva, persoane care sunt la început de drum dintr-un anumit punct de vedere și acești oameni posibil să ceară tot felul de sfaturi de la voi. De asemenea, prietenii, să știți că vă pot oferi sau grupurile de oameni vă pot învăța diferite lucruri noi, dar care țin foarte mult de zona aceasta practică a lucrurilor. Posibil chiar ei să vină să vă tragă nițel de mânecă și să vă pun aici mai <gângă> cu picioarele pe pământ. Apar tot felul de noutăți, știu eu, faceți tot felul de activități împreună cu persoanele, dragi vouă, cu persoanele care vă sunt ca niște prieteni cu zona grupurilor de oameni, ca și cum ați preda ceva celorlalți, i-ați învăța, i-ați ajuta. Posibil lucrurile să înceapă până pe, 20, nu, până pe 10 martie și apoi să fie așa un moment în care vă pregătiți, nici nu știți ce faceți, cum faceți și după um, 27 martie încolo lucrurile să înceapă să se așeze mult mai mult. Bun, casa 12 secrete, lucruri ascunse, psihicul vostru, dușmani ascunși. aici aveți un șapte de spate. Dragii lei, mare atenție la anumite personaje da, care, repet, nu prea au atât de multe gânduri bune și sunt foarte ascunse, să știți, unii e posibil chiar să vă simțiți dezamăgiți, strădați, să nu vă convină și e ceva, repet, care vizează viața voastră personală, ceva care vizează viața voastră personală. Mare, mare atenție aici, repet, mare atenție pentru că apar tot felul de surprize și posibil din acest motiv să fiți voi ușor agitați. E un moment în care lucrurile se transformă și pe viața voastră personală și profesional, aveți tot felul de surprize și poate e bine să vă lăsați așa în voia Sorții în voia astrelor să vedeți unde anume v-ar putea duce. Posibil știu eu chiar o persoană foarte apropiată vouă să vă dezamăgească sau să vă spune ceva, să vă critique sau pur și simplu să încerce să vă dea puțin cu picioarele pe pământ, să vă trezească puțin la realitate, așa cum am spus. Poate chiar și din punct de vedere financiar și de aici posibil da să nu vă să nu vă convină să nu vă placă și să stați așa să vă gândiți foarte serios dacă să continuați acea relație cu acea persoană sau Poate fi o persoană din familie, eu nu spun nu, o persoană care este apropiată de casa voastră din punct de vedere fizic sau energetic. Dar pentru alții dintre voi, poate e o persoană cu care faceți bani sau pur și simplu nu sunteți mulțumiți de unde venit, nu sunteți mulțumiți din punct de vedere financiar. M-am spus, unii posibil ori să vă dați demisia, ori să auziți de un final, de o transformare care se petrece pe zona locului de muncă, dragii mei lei. Și asta e foarte interesant. Bun, cam aceasta este citirea voastră generală pentru luna martie, în continuare eu voi da extensii cu aceste cărți din tarotul țigănesc. Probabil aici să vedem cei cu mintea voastră, cei cu banii, ce așteptați. O să vedem pe casă, neapărat vreau să văd aici pe familie, cei cu acest final. O să vedem și aici pe casa 12 -a. Dacă sunteți interesați de mai multe detalii, vă aștept cu drag la filmările bonus. Repet, sunt sume simbolice pe care le achitați în fiecare lună pentru a avea acces la zeci de filmări, nu doar pentru această filmare, și pentru filmările bonus care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună. Așa că dragilei vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal și vă aștept și la Tarotul zilnic pe zodii. Acolo aveți în fiecare zi mesaje pentru zodiile de care sunteți voi interesați. Eu vă îmbrățișez cu drag. Să aveți o lună martie binecuvântată, cu schimbări cât mai frumoase și nu uitați că e un moment în care puteți să ajungeți în această stare de revelare a sinelui divin nemuritor și asta este absolut fantastic. Este divin, pur și simplu.